Oficiul Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat a solicitat modificarea dispozițiilor numărul 120 și 121, prin care primarul de Șoldănești a acordat prime subalternilor. Potrivit acestor dispoziții, cu prilejul zilei de sărbătoare nelucrătoare Hramul Orașului, un grup de angajați ai primăriei a fost premiat cu sume de la 750 până la 1500 lei. Un text similar îl conține și dispoziția conform căreia aceiași oameni sunt stimulați material și cu prilejul sărbătorilor de iarnă. În listele indicate nu se regăsește doar viceprimarul orașului, pe care primarul le solicită consilierilor să-l demită din funcție. Presa regională a semnalat că de Hramul Orașului, unica manifestație culturală desfășurată în localitate a fost concertul organizat de o formațiune politică. Pe motiv că administrația publică locală nu a asigurat iluminarea pieții, artiștii din capitală au evoluat prin întuneric. În opinia șoldăneștenilor, nu a fost mai consistentă în manifestații culturale nici perioada sărbătorilor de iarnă. În cadrul sărbătorilor de iarnă, noi așa am făcut. Pe 27, cred, s-a adus teatru Găgălici pentru copiii de la grădinițe. 31 a fost o seară de discotecă, de distracție, de felicitări iarăși de Revelion. Și 7 ianuarie, tradiția și obiceiurilor colindilor. Asta ce a fost din partea primăriei, organizat din partea primăriei orașului Șoldănești. Oricum, cu prilejul sărbătorilor menționate, prin dispozițiile deja pomenite, stâlpul orașului și-a stabilit și Sieș primea câte 3.000 lei la fiecare sărbătoare. Este încălcată legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și plus de această organul emitent care poate să-i atribuie primarului premii este Consiliul Orășănesc, care nu a adoptat nicio decizie în privința aceasta, plus de aceasta el și-a atribuit un salariu întreg, ceea ce contravine legislației, trebuie să fie 0 întreg și 5 din salariul de funcție. După cum am fost informați la primărie, salariul lunar al edilului orașului este de aproximativ 4.000 lei. Potrivit dispozițiilor primarului, în ansamblu, angajații primăriei ar fi beneficiat de prime în valoare de aproximativ 30.000 lei, inclusiv 6.000 constituie prima fixată pentru Alexandru Tenica.